Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Marșul absolvenților la Onești. Parada absolvenților la Târgu Ocna 2022. A fost acordată distinția post-mortem de cetățean de onoare al municipiului Onești, domnul inginer Valentin George Anastasiu. Festivitatea de absolvire a liceelor din Onești s-a desfășurat miercuri, 25 mai, de la ora 12. Absolvenții liceelor oneștene, profesori, părinți și bunici, au putut participa la acest eveniment. Mai multe aflăm în minutele următoare. Cu siguranță toată lumea este emoționată acum. Câteva gânduri așa la final de clasa 12-a? Trăiți momentul, pentru că se duce foarte rapid. Am înțeles. Ați așteptat mult timp? Da. Ziua de azi. De o săptămână, de 2-3 săptămâni ne pregătim pentru marș și pentru restul festivităților. Emoții toată lumea și colegii și colegele. Cred că se observă că da, toată lumea are emoții. Am văzut aici, sunteți zgomotoși, foarte mult entuziasm. Așa am fost mereu, cei mai zgomotoși probabil. E bine, e bine, înseamnă că cum a fost așa cei 4 ani de liceu? Plin de emoții, plin de... Cu note bune, cu extemporale, cu teze, cu... De toate. Băca emoții. Da. Unde mergi mai departe? La psihologie, la Brașov. Am înțeles. Atunci ne pumnii pentru BAC și baftă mai departe. Mulțumim. Mulțumesc din partea liceului clasei. Emoții? Da. Dar vă că le ții în tine, nu le arăți. Nu prea, apare. Nu. Ok, toată lumea vă că e emoționată, îi strigă, scandează, se manifestă. E normal, ca întâlnir. Doi ani în care ați stat mai mult acasă, nu? Iar acum doi ani, să zicem, fizic. Cum ar fi cei 4 ani de liceu pentru tine? Au fost minunați, pentru că ne-am văzut și am fost împreună în ciuda a tot ce a întâmplat. Unde mergi mai departe? La București, la limbi și străine. Baftă! Mulțumesc! Emoții la BAC? Relativ. Relativ, da. Mulțumesc! Hai, hai, Candemir! Candemir! Cum e 4 ani de liceu, ziua finală? Foarte emoționantă! Da, vă, că tot, sunt foarte zgomotoși, colegii! Da, 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 sunt foarte bucuroși! Ok, 2 ani de pandemie în care a stat, să zicem, în sistem online și 2 ani la liceu fizic. Da. Cum ar fi să caracterizezi cei 4 ani de liceu? Păi cei online a fost foarte grei. Pentru că am stat online și nu am avut contact fizic cu oamenii, nu am comunicat prea mult, ne-a fost foarte greu. Unde mergi mai departe? Momentan încă nu știu unde, vreau să dau undeva la Brașov, așa? La universitate. Emoții la BAC? Da, foarte mari. Bine, bine, mulțumesc! Ok, zic numele liceului, hai! Tehnologic, tehnologic, tehnologic! Vreau să fericiți! Ei sunt cei mai măsură acum să fie fericiți și noi alături de ei. O urare pentru ei! Mult succes în tot ce va urma pentru ei! Mult succes în viață! Mult succes la bacalaureat, pentru că este examenul maturității, și apoi succes în viață! Mult succes în tot ce-și doresc ei! De 1 iunie, un adevărat spectacol de voie bună și distracție a fost pregătit de către administrația publică locală pentru cei mici. Mai multe detalii în minutele următoare. Cei mici să se pregătească de distracție, pentru că primăria municipiului Onești organizează special pentru ei, de Ziua Internațională a Copilului, un eveniment foarte frumos și colorat pe 1 iunie, începând cu ora 10 în parcul municipal. Așadar, vă așteptăm împreună cu părinți, bunici, vă așteptăm pe voi cei mici să veniți în parc, pentru că am pregătit pentru voi muzică, dans, ateliere, concursuri interactive. Avem pentru voi clowni, avem personaje pe picioroange, avem acrobați profesioniști de la Circul Globus din București care vor performa pentru voi și o să vedeți foarte multe acrobații inedite și interesante. De asemenea, un spectacol de muzică, teatru și dans cu artiști locali copii. Vă așteptăm așadar în parc, pe platoul de lângă sala polivalentă. Pe 1 iunie dăm startul la distracție de la ora 10 până aproape de ora 15.
recent la Dărmănești a fost organizat un spectacol inedit de tradiții și obiceiuri locale extraordinare care s-au păstrat de-a lungul anilor. A fost organizată o ceată a urșilor, iar imaginile au vorbit de la sine. Până pe 31 mai, votați orașul Dărmănești la categoria localități turistice în cadrul concursului Destinația Anului 2022. Intră pe www.destinațiaanului.ro. Selectează Dărmănești la categoria localități turistice. Completează datele și e-mail-ul, bifează regulamentul, termenii și condițiile competiției, trimite votul. Nu uita să validezi votul accesând linkul din e-mail. Votează destinația ta preferată pe www.destinațiaanului.ro. Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandrei din Bacău a organizat în perioada 25-27 mai conferința internațională Constructive and Technological Design Optimization in the Machine Building Field, ediția 17. Evenimentul a reunit specialiști de renume din țară și din străinătate care au dezbătut cele mai actuale teme din domeniul științelor inginerești pe 7 secțiuni. Deschiderea oficială a avut loc joi, 26 mai, de la ora 10, în aula Universității Vasile Alexandrei din Bacău. Onorat prezidiu, stimați reprezentanți ai autorităților publice locale, distinși invitați, reprezentanți din mass media, stimați colegi, dragi studenți, astăzi participăm la un eveniment deosebit în viața comunității academice a Facultății de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău și sunt onorată să deschid lucrările celei de-a 17-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Optimizarea proiectării și tehnologiilor în construcția de mașini, OPROTEC 2022. Conferința OPROTEC se înscrie în manifestările științifice de tradiție ale Facultății de Inginerie. Programul conferinței cumulează 7 secțiuni, unde sunt înscrise 158 de lucrări. Au contribuit la realizarea acestor lucrări 242 cadre didactice și cercetători din 56 de instituții din țară și străinătate, universități, institute de cercetare, unități de învățământ din mediul preuniversitar, agenții economici. După cum urmează, Franța, Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Danemarca, Ungaria, Polonia, Turcia, Tunisia, Canada, Nigeria, Algeria, Maroc, Arabia Saudită, Congo, Republica Moldova și România. Cele 7 secțiuni ale conferinței tratează variate arii tematice din domenii precum optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectarea asistată de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizarea în ingineria și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială și știința calculatoarelor. Concomitent, se desfășoară și sesiunea națională de comunicări științifice studențești, Ingineria profesia viitorului, aflată la ediția 5-a, care se bucură de un interes crescut din partea studenților. La cele 9 secțiuni, fiind înscrise 102 lucrări, 130 de participanți din centre universitare din Iași, Suceava, București și Bacău. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 61 de ani de învățământ superior în Bacău și a 46 de ani de învățământ tehnic superior. Organizarea acestor manifestări științifice nu ar fi fost posibilă fără sprijinul conducerii Universității Vasile Alexandrii din Bacău, implicarea colegilor din Facultatea de Inginerie, a colaboratorilor, partenerilor, administrației locale, a Consiliului Județean Bacău în mod deosebit și a celorlalți sponsori. Prezidiul este format din domnul Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, reprezentantul prefecturii Bacău. Domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Domnul Lucian Daniel Stanciu Vizeteu, primarul municipiului Bacău, reprezentat astăzi prin domnul Constantin Gherasim, purtătorul de cuvânt și șeful cabinetului primarului municipiului Bacău. Domnul profesor universitar doctor inginer, doctor honoris causa, Valentin Nedev, președintele Senatului Universității Vasile Alexandrii din Bacău.
profesor universitar doctor inginer Carol Schnapovski, rectorul Universității Vasile Alexandrii din Bacău și conferențiar universitar doctor inginer Mirela Panaintele Hăduș, decanul Facultății de Inginerie, cea care vă vorbește. Invit la microfon pentru o scurtă alocuțiune pe domnul profesor universitar doctor inginer doctor honoris causa Valentin Nedel din partea Senatului Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Bună ziua, bine ați venit la Bacău, bine ați venit la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. După două ediții online, a 15-a și a 16-a, am vrut ca Universitatea, noi, conducerea, să organizăm această ediție on-site sau față-înfață, să încercăm să intrăm în normalitate. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați înțeles și ați răspuns invitației noastre și ați participat și participați la această conferință în format fizic. Sunt atâtea sintagme de a ne exprima normalitatea on-site, față în față, în format fizic. Sperăm să rămânem în normalitate. Așa cum ați auzit de la prezentarea doamnei decan, conferința este internațională, chiar dacă în sală sunt mai puține reprezentanți ai universităților din țările cu care colaborăm, atât din zona europeană, cât și în zona africană, în special spațiul francofon, cu care avem colaborări în domeniul doctoratului și postdoctoratului, totuși au participat sau își fac prezența cu lucrări științifice pe care le găsiți în rezumat în volumul conferinței, urmând ca cele mai importante lucrări să fie selectate și publicate atât în revista ICI a Universității, cât și în alte reviste cu care avem colaborare și, de ce nu, și în revistele noastre BDI, care sunt indexate în multe baze de date, 27 de baze de date, recunoscute de CNAP, așa cum avem noi forul care recunoaște activitatea științifică. Manifestările științifice din acest an au omagiat împlinirea a 61 de ani de învățământ superior în Bacău și a 46 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare atât pentru programele de studii în domeniul ingineriei, cât și în domeniul cercetării științifice. În aceste zile, Facultatea de Inginerie a Universității Vasile Alexandrii din Bacău organizează cea de-a 17-a ediție a conferinței internaționale OPROTECH. Conferința este organizată pe 7 secțiuni. Pe cele 7 secțiuni sunt înscrise 158 de lucrări, fiind reprezentate 56 de instituții din țară și din străinătate, universități, institute de cercetare, instituții din mediul preuniversitar, agenții economici. Concomitent cu această manifestare are loc și sesiunea științifică studențească Ingineria Profesia Viitorului, aflată la a cincea ediție, unde sunt înscrise pe cele 9 secțiuni, 102 lucrări, sunt 130 de participanți din Iași, Suceava, București și, bineînțeles, Bacău. Aceste manifestări marchează împlinirea a 46 de ani de învățământ superior tehnic la Bacău. Suntem la 17-a ediție a Conferinței Internaționale Optimizarea Proiectării Constructive în Construcția de Mașini, OPROTECH. Conferința are o tradiție de 17 ani, două ediții au fost online, iar acum încercăm, prin această ediție, să reluăm seria conferințelor față-înfață sau on-site. Avem participanți din țări europene, de la universități partenere cu care avem colaborări atât în domeniul Erasmus cât și în domeniul contractelor de cercetare. De asemenea, avem participanți din cadrul universităților din România. De asemenea, vrem să mulțumim pe această cale instituțiilor locale, Consiliului Județean, Aerostar, Agricola Internațional, Grafit, care s-au implicat și au sponsorizat ca această conferință să poată fi în condiții optime. Astăzi, la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, au loc lucrările Conferinței Internaționale OPROTECH 2022.
Această conferință își propune să abordeze probleme legate de economia de energie, de recuperarea resurselor și de pregătirea resursei umane înalt calificate. De asemenea, dorim o discuție cu mediul industrial, cu mediul academic și cu, cu sistemul de cercetare. Sperăm ca în urma conferinței să se desprindă concluzii utile pentru toți specialiștii din domenii. Mă mulțumesc! Parada absolvenților 2022, Târgu Ocna. A devenit tradiție ca în fiecare an, la finalul anului școlar, absolvenții claselor a 12-a ai Colegiului Național Costache Negri să mărșăluiască pe străzile orașului Stațiune Târgu Ocna. Aceștia o pornire la clădirea administrației publice locale către instituția de învățământ în frunte cu primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. Parada absolvenților Colegiului Național Costache Negri, un eveniment de suflet intrat deja în tradiția localității noastre, a avut loc vineri 27 mai, după pauza de 2 ani. Este un moment important în viața absolvenților, a familiilor lor, precum și a profesorilor și ne bucurăm că am reușit să fim din nou împreună alături de minunații noștri tineri care se află acum la finalul unei etape. Prilej de bucurie și susținere a întregii comunități. Le urăm absolvenților mult succes atât la examenele școlare care vor urma, cât și la examenele vieții. Anii de liceu cu emoție le vor deveni amintiri, a menționat pe Facebook primarul Târgu Ocnei, Cristian Aurelian Ciubotaru. Vineri 27 mai, în aula Bibliotecii Oneștene, a fost acordată distinția de cetățean de onoare a municipiului Onești, domnului inginer Valentin George Anastasiu. Mai multe urmăriți imaginile. Înainte de a da citire hotărârii de Consiliul Local, trebuie să mulțumesc atât domnului Anastasiu, cât și celor care sunt în sală, pentru că fără dumneavoastră nu s-ar fi făcut acest oraș. Pentru că Onești e un oraș tânăr, care s-a dezvoltat în jurul platformei petrochimice Bolțești. Toți cei care au fost contemporani domnului Anastasiu au pus, de fapt, bazele dezvoltării acestui oraș în care locuim și pe care îl iubim. Și fără dumneavoastră, acest oraș n-ar fi existat. Cum a ajuns această hotărâre să prindă viață? A existat un grup de inițiativă. Niște colegi ai domnului Anastasiu s-au gândit că acesta merită distinția de cetățean de onoare al municipiului Onești și dorința lor a prins viață prin proiectul de hotărâre pe care l-am deferit Consiliului Local, cu care domnul primar a fost de acord și cu care toți consilierii locali au fost de acord. A fost un proiect bine primit și este o recunoștință pe care cu toții o avem față de tot ceea ce a însemnat lucrurile minunate pe care le-a făcut domnul Anastasiu pentru platforma petrochimică Borzești. Și vreau să-i mulțumesc domnului Toader Găureanu, să-i mulțumesc lui Cezar Olteanu, să-i mulțumesc domnului părintelui Florin Smarandi, care a fost alături de noi în acest demers. Vreau să-i mulțumesc domnului Grigoraș, care chiar dacă nu mai este printre noi, a avut un rol definitoriu pentru ca acest proiect să prindă viață. Și mi-aș dori ca acest proiect să fie doar începutul. Să nu uităm, de fapt, pe cei care au făcut ca Oneștiul să existe și să fie atât de frumos și să fie un oraș plin de viață. Mi-aș dori să putem face un muzeu al petrochimiei la Onești. Pentru că, de fapt, asta ne definește. Oneștiul a fost despre platforma petrochimică și despre Maria Comăneci. Ani de zile. Putem să ne gândim să dăm nume unor străzi după numele unor ingineri care au fost renumiți de-a lungul anilor. Și am putea să ne mai gândim la multe alte proiecte care să aibă legătură cu tot ceea ce înseamnă platforma petrochimică Borzești. N-am avut onoarea personal să-l cunosc pe domnul director, dar am auzit doar cuvinte de laudă, cuvinte frumoase la adresa dânsului. Așa cum a făcut-o și doamna consilier Elena Pașcu, vreau să-i mulțumesc domnului director pentru întreaga activitate a domniei sale și dumneavoastră, colegii dânsului, care l-ați avut bucuria și onoarea de a-l cunoaște și care a spus umărul la dezvoltarea comunității noastre. Încă o dată îi mulțumesc și dumneavoastră de asemenea.
Invităm familia aici în față. Spuneam alături de noi se află doamna Alisa Anastasiu, fiicele domnului Anastasiu, Adrian și Carmen, Gilele George și nepoții Cosmin și Cora. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 27 mai, cerul va fi parțial noros, posibile averse de ploaie în prima parte a zilei, iar maxima zilei nu trece de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11-12 grade Celsius. Duminică 29 mai vom avea un cer parțial noros cu șanse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Luni 30 mai, cerul va fi parțial noros, posibile furtuni cu fulgere în prima parte a zilei, iar maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 12-13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.